Acum 40 de ani a luat ființă Muzeul Satului din Baia Mare. Sărbătoarea, în centrul căreia este satul din orașul nostru, va debuta joi la ora 11 pe dealul Florilor cu o slujbă de pomenire, după care participanții sunt invitați să afle cum se făcea școală acum 200 de ani. Informații despre istoria Muzeului Satului vor fi dezvăluite în cadrul vernisajului unei expoziții inedite, în care vom face o trecere în revistă a celor 40 de ani de activitate a muzeului. Vom arăta publicului cât de greu s-au adus aceste case din teren, cum au fost identificate de specialiștii muzeului, până a ajunge la forma la care muzeul este astăzi. În continuarea programului vom aniversa 240 de ani de existență a casei școală din Șomcuta Mare, care se află de asemenea aici la Muzeul Satului din Baia Mare, și este numai bine pentru că în săptămâna viitoare începe un nou an școlar, iar elevii vor putea vedea cum se învăța în satul tradițional acum 200 de ani. Și cum o sărbătoare nu poate fi concepută fără cântec, joc și voie bună, aceste momente fac parte de asemenea din desfășurarea evenimentului. Ne vor fi alături Palatul Copilor din Baia Mare, structura Șomcuta Mare, ansamblu Doina Chioarului, care vor încânta publicul cu momente artistice pregătite din țara Chioarului. Pancovele și plăcintele puse la dispoziția publicului vor da o și mai mare savoare evenimentului, în cadrul căruia se vor face și degustări de produse tradiționale.